O manifestare științifică de înaltă ținută va avea loc săptămâna viitoare în perioada 24-27 mai la Facultatea de Inginerie din Hunedoara. Conferința va fi axată pe mai multe domenii de aplicare și operare și influența științelor și tehnologiilor aplicate asupra industriei, precum științe fundamentale, ingineria calculatoarelor, ingineria electrică, mecanică, orice a materialelor. La eveniment vor participa peste 100 de cadre didactice și cercetători din țară, dar și din străinătate. O conferință iarăși extrem de bine cotată, de prestigioasă, la care lucrările sunt de un înalt nivel și sunt indexate în baze de date internaționale și la foarte multe ediții au fost chiar ICI. Simpozionul se numește International Conference on Applied Sciences, celebrul pentru că a devenit tradiție, spuneam, și lumea se obișnuiește că la sfârșitul lunii mai să vină la Hunedoara la acest ICAS și în acest an avem peste 100 de participanți, cadre didactice, cercetători din țară și din străinătate care, iată, și-au anunțat prezența la Hunedoara din multe centre universitare. Începând de miercuri 24 până sâmbătă 27 va fi o manifestare științifică de înaltă ținută la facultatea noastră, unde vor fi prezenți, așa cum spuneam, dascăli și cercetători prestigioși din țară și din străinătate.